Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte, foarte delicios, pentru că astăzi o să fie un episod extraordinar de delicios. Nici nu vă închipuiți, pentru că astăzi o să facem niște macarons cu Nutella. După cum știți, macarons este, se spune că este foarte greu de făcut, dar mi-am luat inima în dinți, pentru că și soția mea a făcut acum câteva zile macarons și m-a provocat și pe mine să fac tot macarons. Bineînțeles, nu o să-mi iasă exact cum le-a făcut ea, pentru că ei a făcut perfect. Și dacă vreți să vedeți cum i-au ieșit macaronsurile ei, aveți linkul ei de la blog în descriere să vedeți niște delicii, absolut niște delicii. Și bineînțeles să o urmăriți și pe pagina ei de Instagram. Aveți Instagramul ei în descriere, pentru că credeți-mă că sunt niște delicii. Aveți, că aveți, și aveți totul în descriere. Așa că hai să accept și eu provocarea asta să facem niște macarons cu Nutella extraordinar de bune. Și, mamă, deci alea pe care le-a făcut ea sunt, au fost, fai de viață mea, extraordinar de bune. Și nu mai am niciunul ca să vă arăt. Le-am mâncat pe toate, bineînțeles, în nicio oră. Așa că hai să dăm bătaie. O să vă prezint prima și prima oară ingredientele de care avem noi nevoie. Nu știu dacă se văd exact în bolurile astea pe care le-am pus exact ce se vede, dar notați-vă pe foaie ca să știți ce am pus. Aici avem făină de migdale, sau dacă vreți puteți să luați voi migdalele și să le zdrobiți foarte, foarte bine niște migdale, neapărat niște făină de migdale. Aici avem două albușuri de ou, nu prea se vede pentru că este lumina foarte, foarte puternică, două albușuri de ou. Aici avem niște cacao, mai puțin el. Aici avem zahăr pudră și punctul culminant, cum să-l uităm de scumpa noastră Nutella. Muah! Hai să-i dăm două acum să facem compoziția. O să avem nevoie de mixer și pe lângă asta și de o lingură. Perfect, am adus aici un bol în care o să punem compoziția. Prima și prima oară o să avem nevoie de mixer. Făina de migdale, neapărat. O să o punem pe toată. Perfect. Punem deoparte, nu mai avem nevoie. Următorul pas este să punem zahărul pudră. O să-l punem pe tot. Perfect. Și la final avem, bineînțeles, cacao. Se... Ok, asta este compoziția. Iar acum o să trebuiască să o mixăm puțin, să le amestecăm. Nu foarte mult, foarte, foarte puțin. Trebuie doar amestecate să se combine ingredientele între ele. Perfect! Am amestecat ingredientele noastre. A trebuit foarte, foarte puțin. Puteți să amestecați chiar și cu lingura. Da, eu am ales mixerul. Așa că hai să trecem la pasul următor. Direct magie, magie, aducem un nou bol, pentru că o să trebuiască să-l folosim. Și în acest bol o să punem cele două albușuri. Oh yeah. O să punem și un praf de sare. Perfect. Și le mixăm bine, bine până se face spuma respectivă. Să-i dăm bătaie. Perfect, albușul nostru este gata. Iar acum o să trebuiască să adăugăm niște zahăr pudră, foarte puțin, o lingură de zahăr pudră. Eu o să torn foarte, foarte puțin, cam o cantitate exact cât o lingură de zahăr pudră, perfect. Și amestecăm încă o dată, iar apoi o să trebuiască să punem zahăr pudră puțin câte puțin, încă o lingură de zahăr pudră. Deci cam un total două, hai să amestecăm. Perfect, compoziția noastră este gata. Vedeți cât de bine s-au făcut, wow. Așa că scoatem chestiile astea, bum. Am făcut compoziția noastră, iar acum o să trebuiască să punem toate chestiile astea deoparte. Nu mai avem nevoie de mixer, credeți-mă. Iar acum o să trebuiască să punem cealaltă compoziție pe care am făcut-o anterior cu cea de făina de migdale. O avem exact, exact aici. Astea le dăm la o parte și Nutella asta nu mai avem nevoie momentan de ea. Pregătim și o lingură neapărat. Și o să trebuiască acum să punem în bolul acesta unde am făcut albușul, o să trebuiască să punem această compoziție. O să punem câte puțin, puțin câte puțin și să amestecăm. Neapărat trebuie puțin câte puțin ca să se facă cât mai bine. Așa că turnăm foarte, foarte puțin. Bop, și amestecăm. Să-i dăm bătaie. După ce amestecăm prima parte, o să trebuiască să adăugăm iarăși a doua parte, foarte puțin, și continuăm să amestecăm. Curățăm tot și nu iertăm absolut, absolut nimic. Și ia uitați ce frumusețe am făcut noi aici. Acesta este aluatul nostru pe care va trebui acum să-l lăsăm puțin să se zvinte, cum să zic,
Eu l-am făcut cu cacao pentru că nu aveam colorant alimentar, ca să vă zic sincer, în casă, pentru că am făcut ingredientele pe care le găsesc în casă, dar voi puteți să faceți cu orice culoare vreți, verde, albastru, să fie colorant alimentar neapărat și să iasă niște culori extraordinare. Așa că o să trebuiască să-l punem într-un tub pe unde o să trebuiască să punem și peste folia de copt într-o tavă. Așa că hai să dăm bătaie. Așa că am pregătit aici o tavă cu folie de copt pe care va trebui să o punem pe deasupra. Așa că am pus folia de copt, iar acum noi va trebui să punem aluatul acesta în chestia asta. Bun, iar acum cu mare, mare grijă va trebui neapărat să fie cumva măsurat cantitatea. Eu, fiind pentru prima oară, se recomandă cică să faci niște cerculețe pe folia de copt și să pui exact pe cerculețul acela. Așa că eu merg la risc. Hai să-i dăm bătaie. Perfect, am terminat de pus macaronsul nostru. Ia fiți atenți ce frumos arată aici. Iar acum o să trebuiască să batem, nu mai puțin, să dau asta puțin mai jos, să batem macaronsurile noastre cu tot cu tavă în jos, astfel încât trebuie să se facă și mai egale. Mă scuzați că sunt de ciocolată pe mâini. Așa că hai să vedem. Trebuiască să-l batem puțin, să se facă egal, egal, egal. Zici că batem toba. Iar acum o să trebuiască să le lăsăm puțin să se usuce, să fie mai tare. Trebuie să fie puțin mai tare, iar apoi o să trebuiască să le băgăm la cuptor. Să le lăsăm circa, nu știu, 20-30 de minute să se usuce foarte, foarte puțin, sau chiar 10 minute, să vedem când sunt gata. O să trebuiască să atingem puțin pe ele, să vedem să fie mai tare. Hai să-i dăm bătaie! Ok, tocmai am scos macaronsurile noastre de la cuptor și vreau să vă zic că au ieșit absolut geniale! Exact, și almăzile la fel. Ia uitați-le, sunt absolut mândru de ele, mă băiatule. Ia uitați, ia uitați ce avem noi aici. Băi, nu știu cât de frumoase puteți să le vedeți voi, dar credeți-mă că ale mele sunt perfecte. Și o să vreau să facem o comparație acum, pentru că v-am zis că ea a făcut acum câteva zile niște macarons și o să vreau să vă pun o poză a ei exact aici și poza mea aici și din punctul meu de vedere cred că ale mele sunt perfecte, pentru că nu știu, sunt prea perfecte și puteți să-mi scrieți în comentarii care sunt mai frumoase. Alegeți-mă pe mine neapărat. Așa că dacă vreți să vedeți și rețeta ei, aveți totul în descriere. Și ale mele, ca să vă zic sincer, ok, trecem pe modul serios acum. Eu le-am făcut pentru că am vrut să-i fac o surpriză ei, pentru că eu acum o să fiu curios de reacția ei. Și nu știu ce reacție va avea când o să le vadă. Da, asta e, hai să le punem cu Nutella pe deasupra. Pe dedesubt, pe în mijloc, mă refer. Hai să trecem la treabă. Perfect, acum avem nevoie de Nutella. Ok. Băi, vreau să vă zic că a fost un total fail ce am făcut aici. Este prima oară în viața mea când fac macaron și v-am zis și la început că cică este destul de greuț, pentru că na, trebuie să respect rețeta în tocmai. Ia uitați ce frumusețe avem aici, wow. Deci fiți atenți cât de perfecte arată. Extraordinar, mai mult le-am zdrobit pe aici, zici că sunt călcate de tren sau ceva de genul. Hai să punem totuși, o să pun pe partea asta, pentru că vedeți că arată fenomenal, mama mia. Și pe partea asta cel mai bine ar fi să le mănânc direct. Ok. Și o să punem macaronsul deasupra. După cum vedeți, arată extraordinar de bine. Asta este primul meu macaron din viață, știu că arată extraordinar. Un mare like pentru chestia asta. Eu sunt ironic acum, să știți. Așa că hai să îl degustăm. Trebuie să-mi pun și o dorință, pentru că este primul meu macarons. Mie, sincer, îmi place foarte mult macarons. Băi, sincer, nu arată atât de rău. Hai să dăm, dai bun apetit. Doamne, ăștia sunt umor. Nu e rău. Chiar sunt foarte bune. Pe lângă că arată extraordinar de bine. Și am vrea și eu. Așa? Așa că aceasta a fost rețeta de macarons cu Nutella. A fost pentru prima oară când am făcut. Și dacă vreți să mai facem vreodată, lăsați în comentarii, pentru că, bine, trebuie să înveți până la urmă. Dacă fac de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ori, până la urmă o să îmi iasă. Și bineînțeles, dați un mare like pentru susținerea voastră. Încă o dată, nu uitați de paginile noastre de Instagram, aveți totul în descriere dacă vreți să revedeți și rețeta soției mele, care este una delicioasă, bineînțeles. Și aveți totul în descriere. Așa că vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari pofticioși
Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Și sper să nu mai dăm fail data viitoare. Salutare!